Perigile, lecție dedicată elevilor din clasa a 5-a. Perigile au apărut odată cu trecerea vieții în mediul terestru, acum aproximativ 450 de milioane de ani în urmă. Filogenetic se presupune că s-au dezvoltat din algi verzi, deoarece perigile primitive erau plante cu structură relativ simplă, care trăiau în zonele mlăștinoase ale mărilor. Perigile, fiind primele plante vasculare apărute pe uscat, alcătuiesc o grupă care face trecerea de la calofite la plante superioare cu flori. Deși au o distribuție mondială, sunt mai frecvente în regiunile tropicale, subtropicale și muntoase, pe valea apelor curgătoare. Sunt plante iubitoare de umezeală, răcoare și umbră. Aceștia variază în mărime și complexitate de la mici plante plutitoare cu mai puțin de 2 cm până la perigi înalte de câțiva metri. Perigile trăiesc în mediul acvatic, terestru, dar pot fi și epifite, cele care trăiesc pe alte plante. Ca urmare a adaptării la mediul terestru au apărut organele vegetative adevărate cu țesuturi speciale. Țesuturile speciale sunt cele conducătoare care alcătuiesc vase prin care circulă seva, de aceea se numesc plante vasculare. Corpul vegetativ alcătuit din rădăcină, tulpină și frunză se numește corm, iar plantele cu organe adevărate se numesc cormofite. Rădăcina perigilor este de culoare brună, așezată aproape pe orizontal sub formă de fire. Rolul ei este să fixeze planta și să absoarbe apa cu sărurile minerale. Tulpina poate fi de două feluri, una subterană, maronie, numită și rizom, care crește orizontal prin mugure și este acoperit de solzi. Astea sunt, de fapt, niște frunze nedezvoltate. Tulpina aeriană este verde, cu rol în conducerea sevei. Frunzele tinere sunt scurte, încolăcite, înguste și răsucite. Când ajung la maturitate, devin late, cu limb mare, profund divizate și subțiri. Au rol în transpirație și în hrănirea plantei. Perigile se înmulțesc vegetativ prin fragmente de rizomi, asexuat prin spori sau sexuat prin gameți. Vara, pe dosul frunzelor se formează săculeți numiți sori, dispuși în grupuri și în care se află sporangii cu spori. Sporii ajung pe soluri umede, încolțesc și dau naștere unei lame verzi numită protal. Pe protal se formează organele cu celule sexuate. După fecundație, din celula ou se formează o nouă plantă, iar protalul dispare. Perigile au o importanță deosebită. Din rizom se prepară un medicament împotriva viermilor intestinali. Din coada calului, de exemplu, se prepară ceai care ajută la eliminarea excesului de apă din organism. Iar unele dintre ferici sunt plante decorative. Dintre ferici face parte și pedicuța sau brădișorul, cruțișorul, periguța sau feriga comună. Știai că ferigile arborescente străvechi au format în timp rezerve de cărbune? Vă mulțumesc pentru atenție!